Bun găsit, stimați telespectatori! Iată, astăzi ne aflăm la un centru de frumusețe, nu numai frumusețe și sănătate, conform sloganului Întâlnire între sănătate și frumusețe. Foarte multe detalii vom primi astăzi de la doamna Florica Munteanu, specialist în biorezonanță și dermatocosmetică. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Știu că vom primi foarte multe informații noi astăzi de la dumneavoastră, pentru că, iată, mai nou aveți o terapie, un tratament facial, aș spune, de excepție, biolifting-ul, și vrem să primim toate detaliile despre acest lucru, mai cu seamă că în această perioadă știu că dumneavoastră, sau mă rog, centrul pe care dumneavoastră îl conduceți, oferă și gratuități și oferte excepționale. Da, noi am oferit și cu alte ocazii, poate nu totdeauna le-am și spus. Acum ne apropiem și de un anotimp în care femeile sunt puțin mai răsfățate și am dorit să aducem mai multora cunoștințe aceste promoții deosebite pe care le avem cu această terapie nouă, modernă, neinvazivă, acest biolifting facial pe care l-am adus din Germania ca o completare a terapiilor, a tratamentelor faciale pe care le executăm în centrul nostru. Puteți să ne descrieți puțin etapele acestui tratament de excepție? Pregătirea, tratament, pentru că atunci când auzim biolifting, fiecare se gândește la bisturiu, la o intervenție, la întins de piele, la tot ce de fapt nu este și nu intră în activitatea noastră, pentru că toate tratamentele pe care le oferă centrul nostru, atât în sănătate, în diagnosticările și tratamentele cu biorezonanță, cât și în terapiile faciale și corporale, motoul fiind omologat, întâlnire între sănătate și frumusețe. Deci, practic, noi ne-am completat terapiile pe care le-am avut cu acest biolifting facial, care vine și încununează aceste terapii în final ca un pas de care lipsea încă din terapie. Cercetătorii germani ne-au pus, ne-au fost bine testate aceste terapii cu care lucrăm, ne-au pus această terapie de excepție la îndemână, deci pentru persoanele care au considerat sau încă poate mai consideră că au nevoie într-adevăr de bisturiu pentru anumite imperfecțiuni, așa cum le consideră fiecare a tenului, trebuie să știe că există modalități și este bine ca bisturiu, intervenția chirurgicală, să rămână într-adevăr ca ultimă soluție, pentru că odată intervenit pe această cale, nu mai există drum de întoarcere, pentru că o operație estetică pe care o faci va trebui să o repeți la un moment dat. Este bine ca aceste gen de intervenții să facă cât mai târziu, pentru că tenul are posibilități încă de a se reface dacă îi se dau informațiile de care are nevoie. Pregătirea terapiei în sine durează, cu terapia în sine, aproximativ o oră jumate. Se începe cu o curățire a tenului pentru ca să poată penetra substanțele în formă micromoleculară în profunzimea porilor, unde reglează practic și glandele sebacee în producerea de sebum. Trebuie să facă o curățire. Curățirea tenului, vedeți, ați filmat, ați făcut înregistrări foarte frumoase. Curățirea tenului se face cu cristale de corind, acele cristale care nu lezează în niciun fel tenul. Se curăță tenul de celulele uzate, celulele care și-au făcut treaba și care trebuie să îndepărtate. Tenul deja răsuflă altfel. Prin ultrasunete se intervine pe microcirculația tenului, se deblochează, dacă vrem așa, mușchii feței, tenul deja începe să apară, ridurile de suprafață încep să se reducă și apare mult mai curat și respiră. După ce s-a încheiat această procedură, prin injecții face, prin puterea oxigenului pur, se introduc în funcție de necesitate. Dacă avem un ten cu pete maronii, un ten cu riduri, un ten obosit, un ten căzut, un ten acneic sau cuperotic cu urme lăsate de o acnee, desigur că alegem substanțele care vor fi introduse în profunzime la celula de refacere necesare, în funcție de. Injectarea se face prin puterea oxigenului, de asemenea avem rularea pe ecran, vedem că nu se înțeapă, nu se dau injecții, ci se fiolele respective prin puterea oxigenului, care este elixirul vieții, duc substanțele acolo unde trebuie. Asta este etapa a doua de pregătire.
După care, sigur că urmează o altă etapă, etapa de crio, etapa crio cu unde se dă un printr-un cocktail la rece. Tenul nostru, în general, are o temperatură de 37-38 de grade. Prin acest cocktail la rece se ajunge la 10-12 grade, dar în această variantă, prin puterea oxigenului. Deci nu acum să ne gândim că ne punem diferite pungi pe față, care ne pot ajuta în anumite situații, dar nu ăsta este mesajul. Deci, prin puterea oxigenului se face o reglare foarte bună de răcire a tenului și atunci, sigur că se intervine foarte mult pe în profunzime pe ridurile de suprafață care încep să dispară sau pe petele care vin din profunzime. Până aici încă suntem în faza de pregătire și vedem casca cu ion, cu ionii negativi, care o punem acum pe față. Casca realizează modificări, dacă vrem așa, sau îmbunătățirea metabolismului tenului. Are tenul de profitat foarte mult, dar în același timp și sănătatea noastră, pentru că inhalând acești ion negativi se întâlnesc cu ionii pozitivi, care marea majoritate din noi îi avem prea mulți și procesele biochimice se produc la nivelul tenului cu totul altfel. Sunt toate metode biologice, metode bine gândite, ca să venim cu încununarea de final, aceste lumini care își fac mai departe efectul, tenul fiind curat, fiind pregătit. Urmează o cască, prin care vedeți casca cu lumini de diferite culori, care prin orificiile respective, tenul nostru primește în același timp lumină cât și oxigen. Știu că la centrul dumneavoastră toate tratamentele sunt personalizate. Pentru telespectatorii noștri de la Național 24 vreau să le reamintesc promoția pe care o oferiți în special în această perioadă și anume faptul că diagnosticarea tenului este gratuit, da? Deci aflăm exact ce fel de ten avem, dacă avem un ten cuperozic, un ten gras, un ten uscat, mixt și așa mai departe, ce tratament ar trebui să facem mai departe, iar la orice tratament pe care noi îl facem în acest centru, beneficiem gratuit de acest tratament excepțional despre care dumneavoastră chiar ne vorbeați și aș vrea să vă întreb, de fapt, cui se adresează acest tratament excepțional, să-i spunem, biolifting? Biolifting, poate să repet înainte de a vă răspunde mai exact promoția, încă o dată, deci celor care ne urmăresc, telespectatorilor, dacă sună la numărul de telefon pe ecran și fac o terapie facială la noi, primesc în final această terapie biolifting gratuit din partea centrului nostru ca o mulțumire pentru încredere și asta ne referim la următoarele două săptămâni. Diagnosticarea a fost și este tot timpul încă la noi diagnosticarea tenului gratuită, iar persoanele care pot beneficia de tot ce am spus până acum și încheierea cu terapia cu bioliftingul facial cu lumini, din statisticile noastre este o terapie nouă, o terapie care în spate are deja toate verificările pe linie de dermatocosmetică, se poate începe începând cu 20 de ani. Cât de profund pătrunde în piele? Foarte bună întrebare, poate nu-mi venea să vă spun. Deci, practic, luminile pătrund de diferite culori, pentru că noi alegem luminile în funcție de necesitate. Ca să răspund complet la întrebare, 10 mm pătrund în interiorul tenului, dar depinde și de lumina care o alegem. Pentru că dacă vine o persoană care are un ten obosit, un ten căzut, vedem că se lucrează mai mult cu lumina roșie, lumina portocalie, se face o combinație. Dacă avem o persoană care are un ten acneic cuperotic, în general aici trebuie să liniștim tenul pentru că avem inflamații și lucrăm cu lumina albastră, lumina verde, iar dacă avem un ten cu pete maronii, cu urme puternice de melasmă, acel ten maroniu, facem o combinație între lumina portocalie și lumina albastră. Astea sunt combinații pe care le alegem ca să putem răspunde tuturor cerințelor celor care se adresează noastră, pentru că, așa cum ați spus și ați subliniat, terapia se personalizează în funcție de necesitățile tenului.
Așadar, doamnelor și de ce nu domnilor, iată, puteți beneficia de o diagnosticare gratuită la centrul condus de doamna Florica Munteanu, o diagnosticare a tenului, evident, și bineînțeles, la un tratament veți primi gratuit o terapie cu biolifting. Ați aflat multe detalii despre acest lucru de la invitata mea de astăzi și nu stați pe gânduri, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran, este numărul de telefon al emisiunii noastre Un nou mod de viață și dumneavoastră voastră puteți avea de mâine un nou mod de viață. Să vedem în concluzie, doamna Florica Munteanu, ce ar mai fi de adăugat? De adăugat ar pe fi, parte de frumusețe. Pe parte de frumusețe, de adăugat ar fi, noi ne străduim într-adevăr să aducem în centru pe care îl conduc din București terapii neinvazive, terapii care ne ajută să fim mai frumoase sau mai scăpăm frumoși. Scăpăm de riduri fără ace, exact, da? de exemplu, scăpăm de petele maronii, de o acnee puternică, urâtă, un ten cu perotic se liniștește, acel ten maroniu care nu numai fumător, dar sunt persoane foarte multe care au pete maronii și când se uită în oglindă după terapie și văd că într-adevăr, dar nu numai efectul de suprafață, pentru că prin informația, prin puterea oxigenului lucrăm în profunzimea tenului fără să intervenim cu ace, cu înțepături. Asta este posibilitatea pe care ne-o dă oxigenul prin aparatele pe care le avem și ne stau la dispoziție. Deci, aparatură de ultimă generație, aș putea spune, performant, adusă din Germania, pentru că dumneavoastră ați și locuit foarte mult timp în Germania și aveți experiența de acolo. Și experiența și, într-adevăr, și mândria de a duce tot ce e în top, pentru că această terapie abia și-a deschis porțile în Germania și, bineînțeles, că în multe țări din lume, dar România, în același pas cu alte țări, a intrat și la noi această terapie. Eu totdeauna mă străduiesc să aduc terapii de valoare, atât pe sănătate, corporal sau facial, pentru că, de fapt, frumusețea trebuie să rămână o întâlnire într-adevăr, între sănătate și frumusețe. Conform sloganului centrului pe care îl conduceți. Nu uitați, doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon, numărul emisiunii, Un nou mod de viață, de unde primiți foarte multe detalii, amănunte, pentru a beneficia, iată, de diagnosticare a tenului gratuit și, bineînțeles, veți afla direct de la doamna Florica Munteanu de ce alte gratuități sau bonusuri primiți în această perioadă. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Florica Munteanu, și o să mai revenim pentru amănunte. Mulțumesc și eu și cu drag oricând. Iată un subiect absolut interesant, de fapt revoluționar aș putea spune, este vorba despre biorezonanță, acea medicină cuantică, vorbim despre diagnosticare și tratament și vom afla toate detaliile pe această temă, vom vedea cum în aproximativ 60 de minute primim o evaluare a întregului organism de sănătate, bineînțeles, dacă avem o afecțiune la nivel respirator sau avem o afecțiune la nivelul ovarelor sau avem o afecțiune reumatică, totul ca și atunci când ne-am fi făcut analizele, am fi mers să facem ecografie, am fi făcut analize de sânge, am fi făcut multe, multe alte investigații, dar noi, iată, numai în 60 de minute putem economisi și timp și bani, primim exact diagnosticele pe care le avem, dacă le avem sau dacă nu le avem, după care, bineînțeles, în funcție de afecțiunea sau afecțiunile pe care le avem, putem să continuăm și să facem tratament. Despre toate aceste lucruri, bineînțeles, cu multe, multe amănunte, vine doamna Florica Munteanu, specialist în biorezonanță. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și bine ne-am găsit, da. În afară de diagnosticare, doamna Florica Munteanu, înțeleg că în aproximativ 60 de minute primim pentru întreg organismul, inclusiv dacă avem o lipsă de calciu sau avem o lipsă de fier, absolut totul, știm exact care este starea noastră de sănătate. Căror afecțiuni se adresează biorezonanța? Adică ce afecțiuni pot fi tratate mai departe prin biorezonanță? Eu aș începe puțin să vă răspund întrebării, mai întâi explicând puțin
ca să nu părem idealiști în ceea ce vorbim, pentru că sună totul foarte bine și fiind, suntem într-un domeniu al medicinii complementare destul de nou și lumea nu prea știe cum se consumă această terapie, această modalitate de diagnosticare și tratament. Într-adevăr, așa este. În aproximativ 60 de minute avem posibilitatea, până la nivel de celulă, să ne cunoaștem statutul de sănătate, fără să fim nevoiți să facem foarte multe umblat, plecat prin diferite laboratoare și diferite cabinete. De cele mai multe ori, vorbesc din practică, pacienții vin să le facem interpretarea noi a rezultatelor pe care le obțin, deci practic nici nu sunt conștienți de analizele pe care le obțin. Noi, fiind în medicina complementară, diagnosticarea până la nivel de celulă și celulă și până sânge, de asemenea, se face investigația. Deci cunoaștem statutul de sănătate. Dar biorezonanța, practic, este acea modalitate care, prin conectarea pacientului cu aparatele de biorezonanță Bicom Optima, se face o informație a organismului propriu despre câmpul meu informațional energetic. Corpul meu știe mult mai bine decât o analiză care am făcut-o acum 2 săptămâni sau acum câteva luni sau într-o anumită, depinde cum te găsește, noi avem o informație a corpului pentru că boala întâi apare în câmpul informațional al corpului. Și tocmai de aici noi putem din acest motiv, doamna Florica Munteanu, putem preveni foarte multe afecțiuni pentru că tot prin biorezonanță, exact cum ne spuneați dumneavoastră, putem afla dacă ne așteaptă, să spun așa, adică suntem predispuși la o anumită afecțiune în timp. Și atunci, dacă, de exemplu, am fi predispuși la un diabet sau, eu știu, la orice altă afecțiune, ne putem lua toate măsurile din timp vis-a-vis de alimentație și de absolut totul. De mod de viață, de exact, tot de și mai ales persoanele care au în familie probleme de sănătate cronice și probleme care se pot transmite, sunt destul de vizați și este mult mai bine să previi, să cunoști ceva care ești predispus să-ți însușești, pentru că, așa cum a subliniat, se poate schimba alimentația, se poate schimba stilul de viață, se reduce undeva, se adaugă altceva, deci e cu totul altceva. Putem interveni pe orice afecțiune, începând de la A, autism sau alergii, până la Z, zona zoster, dacă organul bolnav, indiferent care este, că e tiroidă sau e prostată sau sunt sânii sau ovarele, aici vom mai reveni, are încă celule viabile, celule care pot transmite informație. Asta este secretul și cheia succesului biorezonanțe Bicom Optima pe care o practicăm. Deci înțeleg, în aproape toate afecțiunile, inclusiv cele grave, se poate apela la biorezonanță și trebuie subliniat faptul că este o metodă neinvazivă. Mai exact, în ce constă acest tratament? Suntem conectați la un aparat? Așa cum vedem din filmările pe care le-ați făcut la noi în centru, întâi se începe cu, ca în orice, ca să poți trata, trebuie să diagnostichezi, deci se începe cu o anamneză, medicul care face investigația energetică, pentru că la noi diagnosticul se numește diagnosticare energetică, trece cu pacientul întâi printr-un o scanare energetică, totul se bazează pe informația energetică a corpului, deci conectarea se face prin energia corpului. Scanarea, o vedem și pe ecran, ne dă un buletin de analiză destul de complex în care pacientul își vede pe sisteme, pe organe, coeficienți, exact cât este, cât ar trebui să fie, ce ar trebui să facă, cât de cât ca un regim de viață, să se îmbunătățească valorile acolo unde sunt probleme, chiar și statutul metalelor grele. După ce avem acest buletin de analiză, care deci se poate testa și metalele grele din organism. Absolut. Și în coeficient. După care, asta durează câteva minute, se trece la diagnosticarea propriu-zisă energetică, care, așa cum ați subliniat chiar la început, în aproximativ o oră, până la nivel de celulă, putem ști. Deci, în celula de sânge putem vedea tot. În celula de sânge vedem chiar și virus, micoze, noi vedem anemia, vedem imunitatea, acolo vedem tot. La nevoie, când pacientul vine cu probleme grave. Pot facem paralel chimio sau radioterapie pacientul. Unde poate facem paralel și biorezonanță dacă face radioterapie bună, sau chimioterapie. Da, și da? Mai ales că avem programe, noi lucrăm numai cu programe, avem pacienți care vin
Și înainte sau care vin după? Sunt pacienții care după chimioterapie sau radioterapie se simt foarte obosiți, foarte epuizați. Acești pacienți preferă să vină direct de la chimioterapie la o ședință de biorezonanță. Noi avem programe speciale pe această temă. Sau sunt pacienți care spun, nu mă simt așa după, eu la gândul că mă duc la chimioterapie sunt epuizat înainte, sigur. Și atunci facem programele dinainte. Deci cum alege pacientul și alege, că aici chiar este foarte important să coroborăm, pentru că în terapie sunt aparatele de biorezonanță, este pacientul și este medicul care face terapia. Este un cerc de care nu ne putem lipsi și care este foarte, foarte important. Având diagnosticare energetică, mai departe se propun terapiile în funcție de... Dar aici încă să-mi închei ideația, pentru că noi suntem conectați la Institutul Regumed din München, de unde primim în permanență programe noi. Recent am primit programe, deci dacă un ficat este bolnav, am dat un exemplu, un organ, poate să fie oricare alt organ, poate să fie o tiroidă cu nodul, poate să fie prostata cu adenom. Avem posibilitatea să facem o histologie, deci noi, dar nu prin... Noi suntem în medicina complementară și nu lucrăm cu... Nu tăiem, nu injectăm, deci putem din țesutul organului energetic să facem o histologie și să vedem mai departe și mai profund starea organului respectiv. Este fantastic, este domeniul în care ne mișcăm și care ne va și va dovedi că este viitor. Este viitor în sensul că fără să fii invaziv cu ceva, poți ajuta și a readuce câmpul informațional al corpului într-un echilibru energetic din care el este ieșit. De altfel, de aici pleacă indiferent ce afecțiune, orice afecțiune, mai bine spus, nu? De la acest dezechilibru, practic, de la de celulă. Pleacă, de aici pleacă, și atunci tot asta trebuie să facem, sau biorezonanța asta face. Și asta de fapt, și vedem cum, exact. Asta se știe foarte clar, celulele comunică între ele, acei biofotoni, cu viteza fulgerului, așa să vă închipuiți ca două celulare, două persoane care vorbesc la celulare, exact, dar nu vedem ce e. Exact asta se întâmplă. Înapoi, înainte, înapoi, această informație există, iar atât funcționalitatea unui organ, cât și a țesutului său, deci învelișul, este coordonată de un câmp magnetic. Fără câmpul magnetic, noi n-am putea fi legați de pământ. Și să ne înțelegem, să subliniem încă o dată că este o metodă neinvazivă. Deci nu radiază, nu... N-ai cum. Sunt efecte adverse? Adică în cazul biorezonanței? Sunt persoane care n-ar trebui să apeleze? Cu aparatele care lucrăm acum, nu avem interdicții, poate dacă, n-aș putea să spun decât poate dacă este o situație în care adică a bolilor mentale. Dar în cazul depresiilor, depresiile, da. Cu aparatele de biorezonanță Bicom Optima, care lucrez în București și numai în București, în România, nu avem nicio interdicție, putem să lucrăm pe orice problemă. Pentru mai multe detalii, stimați telespectatori, aveți numărul de telefon al emisiunii afișat pe ecran, 0784-222299, număr la care, iată, noi, echipa emisiunii noastre, vă dă toate amănuntele de care aveți nevoie. Ca un scurt rezumat, doamna Florica Munteanu, așadar, diagnosticare și tratament. Deci, biorezonanța, da, această procedură revoluționară, aș putea spune, putem afla în aproximativ 60 de minute starea de sănătate pentru întreg organ. Așa cum ați spus dumneavoastră, chiar putem vedea și imunitatea, da, dacă da, avem sigur, scăzută, da. Factor foarte important, și foarte mulți de la o copii imunitate scăzută, avem, da. Exact, da. Putem contacta mult mai ușor orice virus. Putem afla totul despre organismul nostru ca și atunci când am fi făcut mai multe analize, de exemplu o ecografie abdominală sau analizele de sânge, da, că de aici putem afla și o lipsă de magneziu, de calciu, de fier și mineralele, așa mai departe. Da. Mie mi se pare absolut revoluționară această... E,
este revoluționară și așa este. Și cu atât mai mult cu cât pe urmă vine în întâmpinarea pacientului cu acele tratamente, care bănuiesc că ca și număr tratamentele specialiștii dumneavoastră le recomandă în funcție de afecțiunea sau afecțiunile pe care, pe care le găsim, le are. Sigur că da, avem programe speciale pentru că toată activitatea noastră se bazează pe programe pe care le pune Institutul Regumedi din München la dispoziție. În cazul în care pacientul are un tratament alopat, este bine să meargă în paralel și cu biorezonanța? De obicei nu ne prea intersectăm, în sensul că terapiile nu se intersectează, dar și în același timp consider că competența o are medicul care i-a dat tratamentul respectiv. Noi ce putem face? Putem testa orice aliment, orice, acum sigur că o să mă trezesc într-o zi cu un coș de alimente care vine la testat, am avut situații, deci noi o să testăm 2, 3 sau 4 sau 5 medicamente pe care le ia cineva sau suplimente alimentare, noi putem testa pentru că orice lucru, orice produce o vibrație, acea vibrație, că e medicament, că e aliment, introdus în aparat, vedem dacă prin tensor, dacă vibrează cu programul respectiv, cu energia pacientului. Și atunci noi putem să-i spunem, poate ar fi cazul să discutați cu medicul curant, să vă schimbe medicamentul pentru că nu își mai face niciun efect în organismul de asta și mai mult încărcați organele de eliminare. Dar de la noi, de la Sine Putere, bineînțeles că este un alt compartiment. Deci le pot merge clasică, în paralel fără, da, niciun fără fel nicio de problemă. Da. Așadar, doamnelor și domnilor, diagnosticare și tratament. Tratament, iată, pentru aproape toate afecțiunile, indiferent că sunt afecțiuni ale rinichilor, ale ficatului, ale pancreasului și multe, multe altele, ele pot fi ameliorate cu ajutorul biorezonanței.